vreau să deschideți cuvântul Domnului în Cartea Apocalipsei, capitolul 2, începând de la versetul 1, pagina în Biblie 1206. Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ei găsi mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăși faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Ocupăm locurile. M-am întrebat, stând pe scaun, dacă ar fi ultima mea predică care aș predica-o în viața aceasta, cum aș predica-o? Și dacă ar fi ultima predică pe care ai asculta-o în această dimineață, cum ai asculta-o? Știți că pe scaunul pe care stați dumneavoastră, de fapt, stau trei păreri. Dumneavoastră, ce părere aveți despre dumneavoastră? Dumneavoastră, ce părere au alții despre dumneavoastră? Și dumneavoastră, ce părere are Dumnezeu despre dumneavoastră? Singurul care poate să facă o evaluare obiectivă, reală, clară, este Dumnezeu. Dumnezeu s-a apropiat de biserica aceasta și a făcut o evaluare corectă, o evaluare clară, o evaluare transparentă, limpede. S-a uitat la ea și a zis, ai avut un trecut fantastic. Ai avut și ești o biserică a faptelor. Nu doar că ești o biserică a faptelor, biserica din Efes era o biserică foarte activă. Banduri, predicatori, coruri, misiune, de toate. Nu doar că era o biserică foarte activă, dar biserica din Efes era o biserică care nu făcea compromis. Biserica aceasta iubea mai mult caracterul decât darul. Într-o perioadă în care oamenii iubesc mai mult darurile, sunt atrași mai mult de carisma oamenilor, mai mult decât caracterul oamenilor, într-o perioadă în care oamenii sunt atrași atât de mult de modul în care Dumnezeu îi folosește cu darul mai mult decât de caracterul lor, biserica din Efes era o biserică care iubea caracterul mai mult decât darul. Spune că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Îmi aduc aminte de conversația a doi slujitori. Unul i-a pus o întrebare. De ce îl chem pe predicatorul acela la tine în biserică? Și răspunsul celuilalt a fost în felul următor. Tu știi că nu are caracter, i-a zis. Și răspunsul lui a fost, pentru că îmi strânge oameni. E bine, biserica aceasta, v-am spus, iubea caracterul mai mult decât darul. Mai mult de atât. Era o biserică care, din punct de vedere doctrinar, era o biserică corectă. Era o biserică cu un trecut martir. Știți că la noi, la Bistrița, ni s-a dărâmat baraca în 89? Frații au construit o baracă și sub baracă au început să zidească o biserică. Au venit securitatea, a dărâmat baraca, au luat femei, copii, frați și surori, i-au pus în autobuze și au dus undeva la 20 de kilometri de Bistrița și în plină iarnă, în plin ger, i-au lăsat pe jos. Era o biserică cu un trecut martir. Era o biserică care s-a confruntat cu un regim ostil, cu securitatea. Dar mai mult de atât, era o biserică care n-a obosit. Era o biserică care n-a obosit. Era o biserică plină de râvnă. Dar știți ce risca biserica aceasta? Biserica aceasta risca ca din glorie să ajungă istorie sau din slavă
să ajungă epavă. Cu ceva vreme în urmă am vizitat Londra și dorința mea a fost să vizitez casa lui John Wesley, biserica lui și casa lui care sunt în aceeași curte. Și ghidul care ne ducea prin casa lui și ne prezenta lucrurile lui John Wesley ne-a dus în camera lui. Și din camera lui era încă o antecameră, 3x3 sau 4x4, cu un scaun de rugăciune, o băncuță de rugăciune. Englezii îi spun acelei camere The Power Room. Ei bine, atâta timp cât John Wesley și-a plecat genunchii, Dumnezeu a ținut flacăra trezirii aprinse în Anglia. Dar atâta timp cât oamenii nu s-au mai sfințit, oamenii nu l-au mai căutat pe Dumnezeu, vreau să vă spun că Dumnezeu n-a mai turnat prezența Lui peste bisericile metodiste. Și astăzi, bisericile metodiste, mare parte din ele sunt vândute musulmanilor. Biserica metodistă a acceptat în sânul ei căsătoriile gay. E dureros. Cobora prezența lui Dumnezeu în 1904-1905 peste bisericile din țara Galilor. Cântau un refren la o cântare de 40 de ori. Oamenii aceia nu se mai săturau de prezența lui Dumnezeu. Bisericile erau pline. Se închideau stadioanele și fotbaliștii nu mai mergeau la meciuri. Veneau în casa lui Dumnezeu la timpul de rugăciune. Barurile s-au închis. Oamenii stăteau de dimineața, de seara până dimineața târziu, până spre dimineață, căutându-L pe Dumnezeu, căutându-L în rugăciune, chemând prezența Lui, ascultând mesajul Lui. Era o foame și o sete după neprihănire. Dar în momentul acela, în momentul acesta, bisericile din glorie au ajuns istorie. Doar vă aduc aminte care este evoluția unei biserici. Știți că, în primul rând, biserica se naște din pasiunea și viziunea a câtorva oameni care se întâlnesc și au zis: Domnule, hai să facem o biserică. Avem pasiune, avem viziune. Vrem să plantăm o biserică. Și se întâlnesc cu oamenii și au viziune, au pasiune. Și așa începe să se nască biserica. E bine, biserica ajunge de la nivelul de pasiune, de la nivelul embrionar să se nască. E atunci când oamenii sunt destul de timizi în ale conducerii, destul de timizi în predicare, nu știu clar cum să organizeze lucrurile, dar pe urmă biserica merge la nivelul de tinerețe. Când ajunge biserica la nivelul de tinerețe, biserica este ca un furnicar. Toți vor să facă câte ceva, să se implice la fanfară, să se implice într-o parte în misiune, într-o parte în alta, în banduri. Oamenii se întâlnesc la rugăciune, fac grupuri de rugăciune, toți vor să facă câte ceva. Ei bine, după nivelul de tinerețe, intervine maturitatea bisericii. Și cu maturitatea bisericii mai intervine ceva, cuibul gol. Dacă cuibul acesta gol nu este umplut de prezența Duhului lui Dumnezeu, cu maturitatea bisericii, atunci când toate lucrurile sunt așezate, atunci când biserica are un păstor pentru mulți ani, atunci când comitetul este stabil, atunci când fiecare din biserică are locul lui, dacă vreau să mă uit după un frate în biserica mea, știu unde stă. De exemplu, fratele Filiche, dau un nume, știu că se pune undeva la ușă și știu că fratele acela, când vreau să-l caut în biserică, știu că fratele Filiche este acolo și îl văd. Dar cu cuibul acela, cu cuibul gol, cu maturitatea bisericii intervine cuibul gol, și dacă acest cuib gol nu este reumplut de prezența lui Dumnezeu, pentru că biserica lui Hristos nu trebuie să cunoască doar o dată prezența și plinătatea Duhului Sfânt. Așa cum spunea Martin Luther, biserica trebuie să fie periodic reformată. Biserica trebuie să cunoască periodic revărsările ale prezenței Duhului lui Dumnezeu. Biserica trebuie să experimenteze periodic revărsările ale prezenței Duhului lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care biserica nu umple cuibul gol, se duce la nevoia de pensionare, la îmbătrânire, și cu îmbătrânirea moartea. Și sunt atâtea mișcări care au pornit în foc pentru Dumnezeu. Sunt atâtea biserici cu fundamente și principii solide, cu experimentarea prezenței lui Dumnezeu, cu oameni plini de Duhul lui Dumnezeu, care au ajuns din glorie, istorie, sau din slavă, au ajuns epavă. De ce ajung unele biserici la faliment? Simplu. Pentru că intervine în viața lor rutina. Rutina se manifestă prin acea obișnuință sau lipsă de pasiune.
Spunea Hristos când s-a uitat în dreptul bisericii și a zis așa: dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit iubirea dintâi și ai făcut-o într-un mod voit și intenționat. Tu n-ai pierdut ceva, pentru că în momentul în care pierzi ceva, faci ceva involuntar. Eu am fost pruncul sau am fost parte din generația cu cheia la gât. Cu siguranță, probabil, unii dintre dumneavoastră, fiind în România, ați prins vremurile acelea când tata mergea la lucru dimineața și îmi spunea: copile, îmi punea cheia la gât cu o ață legată, să nu pierzi cheia asta, da? Ce credeți? Spărgea tata cel puțin o dată la două săptămâni ușa. Pentru că eu pierdeam cheia aceea, o făceam într-un mod involuntar. Dar când pierzi ceva, când părăsești pe cineva, faci într-un mod intenționat și voit lucrul acela. Obișnuința sau rutina se manifestă prin lipsa de pasiune, prin lipsa de înflăcărare. Prin asta se manifestă. Știu, mai am harul să mai stau în față în biserică. Iertați-mi îndrăzneala pe care o am în această dimineață, dar îl mai văd pe câte unul venind la biserică așa parcă plimbând ursul, parcă vine la moarte așa. Așa vine. E tortură eclesiastică. Să stai pe băncile bisericii și să asculți un predicator sau să asigi la un program de 3 ore fără să ai pasiune pentru Dumnezeu. Este o durere, e tortură. Să se cânte cântările harului, cântările revărsării prezenței lui Dumnezeu, cântările mântuirii, cântările bucuriei și tu să nu simți nimic, absolut nimic, să te uiți la ceas, dacă trece sau nu trece predicatorul peste pragul psihologic. Este tortură bisericească. Dar s-a uitat Hristos la biserica aceasta și a zis: tu ți-ai părăsit iubirea dintâi și ai făcut-o într-un mod intenționat și voit. A avut grijă să-i spună cineva soției mele într-o zi: o, da, te-ai întors la Dumnezeu? Da, zice, m-am întors. Ești plină de dragoste? Da, sunt plină de dragoste. Ești plină de pasiune? Da, sunt plină de pasiune. La care acea femeie a zis soției mele: o să-ți treacă. Pentru că gândirea aceasta o avem. Cum că la început, Domnule, când ne botezăm, când atunci suntem plini de foc pentru Hristos, atunci, Domnule, trebuie să ardem pentru Hristos, atunci trebuie să fim plini de patos pentru Hristos, dar după 10 ani, n-ai voie, după 20 de ani, după 30 de ani, după 10 ani, să fii călâi pentru Hristos, să nu mai arzi pentru Hristos, să nu mai ai pasiune pentru Dumnezeu, să nu te mai doară inima pentru cei nemântuiți, să nu mai mijlocești pentru biserica lui Hristos. Nu trebuie să se întâmple așa, pentru că, dragii mei, Hristos i-a zis: va trebui să te întorci la faptele tale din tâi, nu la dragostea din tâi. Noi cântăm, știți, am pus unele cântări, ne-am pus inima în cântări, dar nu toate cântările din punct de vedere teologic sunt corecte. Sunt frumoase, dar nu toate sunt corecte. Știți, cântăm cântarea: întoarce-te la dragostea din tâi. Dar Hristos nu i-a zis bisericii să se întoarcă la dragostea din tâi, ci la faptele din tâi. Pentru că la 30 de ani trebuie să-L iubești mai mult pe Hristos decât în primul an de când te-ai botezat, decât în primul an când L-ai primit, decât în primul an când L-ai îmbrățișat, decât în primul an când i-ai spus lui Hristos: cu Tine voi merge, Doamne, până la sfârșitul vieții mele. Spunea un predicator: nu mai blestemați pe tineri, dorindu-le ca dragostea lor să rămână ca în ziua anunții. Îi blestem. Apropo, îs căsătorit cu soția mea de 14 ani de zile și mulțumesc mult înainte și dumneavoastră să aveți. Și la un moment dat eram luna de miere, venit proaspăt din luna de miere și mă întâlnesc cu un frate din biserică și îmi zice: Marius, zice, am auzit că te-ai căsătorit. I-am zis: da, m-am căsătorit. Și acum e miere. Dar vezi că o să fie dulceață. Și pe urmă zahăr. Și a vrut să văd unde ajunge. Și spune: unde ajuns? Până la pelină. Pentru că asta era concepția lui despre căsătorie și viață de căsătorie. Eram la o nuntă, apropo de asta, și era o soră din biserica noastră. Era cu bărbatul lângă ea și se uita la miri. Și era melancolic așa și spunea ea mirilor:
Exact așa am fost și noi ca voi. Dar acum, știți, noi ne-am obișnuit să trăim mult din amintiri. Sindromul acesta a melancoliei. Avem un sindrom al nostru. Frate, mai de mult îți aduce aminte. Dom'le, când eram noi în România, când ne strângeam noi la rugăciune, cobora Duhul lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Dom'le, când mă rugam eu, să vezi tu când predicam, și unii trăiesc din trecut, au amintiri, le trăiesc din trecut. Pentru că la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Ilie a început să fugă de atribuțiunile pe care le-a dat Dumnezeu. Și la un moment dat, fiind în peștera lui, probabil așa cum ești și tu astăzi, în peștera ta, în peștera trecutului, în peștera amintirilor, nu i-a zis Dumnezeu lui Ilie, Ilie, mi-a plăcut când te-ai rugat și a coborât foc din cer. Mi-a plăcut în momentul în care tu ai stat drept în fața a 800 de proroci, a 400 a Astartei și a 400 a lui Baal. Ilie, mi-a plăcut de tine, mi-a plăcut de curajul tău, mi-a plăcut de mijlocirea ta. Nu i-a zis Dumnezeu așa, ci i-a zis Ilie, nu ce ai făcut, ci ce ești astăzi. Pe asta mă interesează pe mine. Nu ce ai făcut în trecut. Nu că tu ai fost un om al lui Dumnezeu în trecut. Nu că ai avut preocupările și Dumnezeu a fost pe primul loc în viața ta în trecut. Nu că Dumnezeu, ascultați-mă, dacă Dumnezeu nu este pe primul loc în viața dumneavoastră, nu va fi nici pe ultimul loc în viața dumneavoastră, nu va fi nici pe al doilea, nici pe al treilea. Cu procente se mulțumește numai diavolul. Dumnezeu vrea 100% din noi. Și unii trăiesc în peștera asta a melancoliei. Ilie, nu eu zic ce ai făcut, ci ce ești tu astăzi. La fel spune Dumnezeu ție și astăzi. Ce ești tu astăzi? Ce ești astăzi? Mai ai pasiune pentru mine? Mă mai cauți cu inima? Mă mai alergi la rugăciune așa cum alergai înainte? Pentru că Dumnezeu la un moment dat prin profetul Ieremia spune în felul următor: mi-aduc aminte de dragostea ta pe care o aveai când erai tânără și de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai într-un pustiu, într-un pământ nesemănat, atunci nu mai emiteai pretenții. Când îl iubeai pe Dumnezeu, mergeai și dacă veneai de la urgență, îți spunea soția: mă, bărbatul, unde te duci? Mă duc la rugăciune. Dar tu ai tensiune, mă, ești bolnav, cum să mergi? Nu, mă duc pentru că acolo este Dumnezeu, pentru că acolo sunt frații, pentru că acolo mă zidesc, pentru că acolo vorbește Dumnezeu. Nu mai imiteai pretenții că plouă, nu mai vii, că îi reumă, nu mai vii, că, domnule, meciul, nu mai vii. Pentru că o grămadă de oameni și-au părăsit iubirea dintâi și au făcut-o într-un mod intenționat și voit, s-ar putea să fii aici și să-ți fi părăsit iubirea dintâi. S-ar putea să fii aici și să fii călăit, să nu mai arzi pentru Dumnezeu. Dar ce mă rog în această dimineață este ca Duhul lui Dumnezeu să mai cutremure ființele noastre. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să se mai coboare peste inimile noastre. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să mai lucreze noi și să mai răscolească inima și să mai pună pasiune noi. Aduceți-vă aminte cum ați ascultat prima predică, pentru că unii dintre dumneavoastră v-ați întors din lume la Domnul. Cum ați ascultat prima predică? Uitați așa, cu gura căscată ați ascultat-o. Așa ați ascultat-o. Primul îndemn, prima cântare a corului, v-ați uitat la cor și a zis: fetele astea sunt ca niște îngeri, frații mei sunt ca niște îngeri, extraordinar, îmi place atât de mult, n-am mai simțit așa în viața mea. Dar de unde cunoaște fratele ăsta viața mea? Nu cunoștea viața ta, fratele, dar cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că de fiecare dată când venim aici ne expunem cuvântul lui Dumnezeu, radiografie pe care Dumnezeu o face ființei noastre. Cum i-ați văzut pe frați pentru prima dată când ați venit la biserică? Vă spun eu, ca niște îngeri i-ați văzut. Dădeați mâna cu toți, aveați pasiune pentru toți, îi îmbrățișați pe toți, îi sunați pe toți, vă interesați de unul, de altul. Așa cum cânta Speranța, cântările alea vechi, care refrenul spune așa: bătrânii care aici mai sunt și cei care au murit, când veneau la rugăciune, de un foc erau cuprinși. Pe pământ sau pe podele își plecau genunchii lor și din ochi izvor de lacrimi brăzda fețele lor. Dar noi, unde ne găsim? Credința, cum o trăim? Nu cumva avem doar forma? Nu cumva suntem găoacea primilor creștini? Cum îi vedeați pe frați? Vă spun eu cum. Ca pe niște îngeri. Apropo de asta, fratele Petrică Găină, un om pe care eu îl iubesc foarte mult, un om al lui Dumnezeu, mi-a zis: Marius, s-a botezat în biserica noastră un tânăr și la un an de la botez am avut adunare generală și s-a ridicat în mijlocul adunării generale și a zis: fraților, înainte v-am văzut pe toți sfinți,
Și acum, dar n-am apucat să zic acum, că fratele Petrică Găină, cum este un om masiv pentru cei care îl cunoașteți, de după amvon, ținându-și mâinile așa pe piept, i-a zis, la început ai văzut mai bine. Așa și este. Când ne părăsim iubirea, știți cum dăm? Dacă înainte dădeam mâna cu frați, acum, pace, pace, pace. Nici măcar nu mai uităm la ei. După ce intervine în viața unei biserici rutina, al doilea pas spre cădere este rugina. Ea se manifestă atunci când, din punct de vedere spiritual, devenim greoi. Atunci când îți este greu să-ți mai ridici mâinile. Într-o biserică, de fapt, a zis un păstor, fraților, noi nu ne ridicăm mâinile fizice, ci cele ale inimii, cele spirituale. Serios. Atunci când nu-ți mai ridici mâinile în închinare, atunci când nu mai e pasiune, atunci când vii seara, vii dimineața la biserică și seara nu mai vii. Atunci când te gândești că, domnule, și așa am avut o săptămână destul de grea. Și așa am avut o săptămână destul de grea. Și așa, domnule, am lucrat mult. Las că mă duc numai dimineața, seara mă odihnesc. Să știți că în România, bisericile, multe dintre ele au adoptat gândirea asta. Mulți membri, dimineața vin. Seara au preocupările lor. Shopping, mall, ATV-uri, fishing, sport și așa mai departe. Oamenii nu mai au pasiune pentru Dumnezeu. Și greu te mai dai jos din pat, din punct de vedere spiritual, greu mai vii la biserică. Că avea dreptate un prieten de-a meu, că noi mai cucerești turcii prin sabie. Vorbesc de România, nu știu cum e aici. Când ne-au cucerit de mult cu telenovelele. Apropo de asta, vă spun o întâmplare destul de haslie, dar cu un adevăr dureros. Am un prieten păstor în Oltenia și la un moment dat, fratele ăsta, fratele acesta păstor, a fost sunat de un frate care era destul așa mai ruginit el, din când în când venea la biserică, pentru că unii au nevoie de păstor numai atunci când sunt bolnavi de ungerea lor. În rest, nu. Și la un moment dat îl sună și zice, frate, nu vi te rog frumos să-mi faci ungerea, sunt bolnav. Vin mâine să-ți fac ungerea, eu zis. Ajunge păstorul la casă, bate la ușă, nu răspunde nimeni, mai bate o dată, nu răspunde nimeni, mai bate încă o dată și încearcă ușa. Intră într-un hol, dintr-un hol, într-un living și ce să vezi? Fratele cu fața la o plasmă cât peretele, vizionând un film cu turci. Și zice păstorul, frate, am venit să-ți fac ungerea. Zice, frate, zice, ai venit. Te rog frumos, încă 10 minute, n-am pierdut niciun episod, te rog frumos, încă 10 minute și după aia... Mai stă fratele meu cât stă și îi zice, frate, zice, am venit. Frate, încă un pic, câteva minute, n-am pierdut niciun episod, te rog frumos, câteva minute și pe urmă... La care fratele meu stă cât stă și zice, știi ceva? Să te ungă turcii, că eu am plecat. Atunci când intervine viața noastră rugina, suntem greoi. Pe urmă, după rugină, simplu, este ruina, al treilea pas. Și nu-l mai vezi. Din dragoste pentru lumea de acum, spune cuvântul lui Dumnezeu despre Dima, spunea Pavel. Din dragoste pentru lumea de acum, Dima m-a părăsit. Poți să ai cel mai bun învățător. Poți să ai cea mai bună biserică. Poți să ai cel mai bun mentor. Că dacă a intervenit în viața ta rutina, pe urmă rugina. De ce credeți că în vremea care noi o trăim astăzi, dacă acum zeci de ani pe buzele neoprotestantelor nu exista cuvântul divorț, astăzi, din păcate, este tot mai pronunțat. Simplu. Pentru că o grămadă de, nu zic biserici neapărat, familii, oameni, astăzi sunt în ruină. Dacă la început aveau foc pentru Hristos, astăzi nu. Nici nu mai vezi la biserică, nici nu mai interesează biserica.
Și mă grăbesc spre încheiere. Vine Fiul lui Dumnezeu și spune așa: adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Face Fiul lui Dumnezeu apel la memorie. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Adu-ți dar aminte care au fost lucrurile care le-ai pus mai sus de mine. Care sunt idolii din viața ta. Pentru că orice iubim, știm foarte bine, mai mult decât pe Dumnezeu. Orice pasiune o avem, în afară de responsabilitățile casei, să ne îngrijim soția, copiii, să mergem la servici și să venim înapoi. Orice pasiune pe care o avem și o întrece, și întrece pasiunea pentru Dumnezeu, se numește idolatrie. Spunea Hristos: dacă nu te pocăiești, voi veni la tine și voi lua sfeșnicul din locul lui. Știți că nu este mai mare blestem pentru biserică să se întâlnească aici și corul să cânte: trece Iisus pe aici, și predicatorul să predice: Iisus e aici, fraților, și El să nu fie. Biserica din Laodicea avea probabil cei mai ilustri predicatori, cele mai tari coruri, era bogată. Atmosferă, predicatorul: fraților, iese Domnul aici, Domnul lucrează. La care Iisus: dați-mi drumul, oameni buni. Fraților, mulțumim că Domnul e prezent în dimineața asta. La care Iisus bătea la ușa acelei biserici și spunea: dați-mi drumul, oameni buni. Venisem de la Suceava cu ceva vreme în urmă și undeva cu mulți mestecănișul, cei care sunteți din zona aceea, îți dealurile acelea pitorește înainte să urci muntele. Am surprins atunci doi tineri, doi iubiți, un băiat și o fată. Acum trebuie să precizez, când vorbești de doi tineri și doi iubiți, trebuie să precizezi, un băiat și o fată. Fata, băiatul, și-a pus capul pe pieptul băiatului. Și fata, cu mâna stângă, i-a cuprins capul. Și cu mâna dreaptă, se uita în telefon. Dați-mi voie să merg cu imaginația mai departe. Probabil i-aș fi zis: băiatul, draga mea, cu tine și clipele acestea cu tine sunt cele mai frumoase clipe din viața mea. La care fata: și pentru mine. Da, și pentru mine. Probabil o fi zis: băiatul, draga mea, ești cea mai frumoasă dintre fetele care există în lumea asta. Nu există alta. Și ea: da, mulțumesc. Vreau să vă întreb, de câte ori n-am făcut și noi așa cu Dumnezeu? De câte ori? Când El a spus că ne iubește, vorbele Lui n-au fost vorbe în vânt, ci a pus pasiune și nu doar declarații, ci și demonstrații. Vreau să te întreb astăzi: cum ești cu Dumnezeu? Mai arzi? Mai arde? Mai dorim prezența Lui? Vreau să închei cu experiența pe care am avut-o la un an după ce m-am pocăit. Din cauza unei neiertări, a faptului că țineam pe cineva în inimă, am ajuns fără pasiune pentru Dumnezeu. Iar au venit acum 19 ani în biserica din Bistrița, tineri de la Zalău, de la Biserica Harul. Dumnezeu trezise Biserica Baptistă. O botezase cu Duhul Sfânt, le vindecase prezbiterul. Și au venit în biserica aceea și au început să mărturisească modul în care Dumnezeu lucrase în Biserica Baptistă.
Eu eram la balconul unei biserici mari din Bistrița, împietrit. Vreau să vă spun că nu m-a atins absolut nimic aproape. După ce și-au spus experiențele și-au mărturisit, fratele Joldiș, păstorul lor, a venit în fața bisericii și a făcut o chemare. Dacă este cineva care vrea să-și predea viața Domnului, să vină în față. Dar dacă mai este cineva care vrea să-și rededice viața lui Dumnezeu, la fel să vină în față. Eu n-am vrut să merg. Am zis, cum să mă fac eu de rușine să mă vadă o biserică întreagă că eu mă duc în față. Dar am simțit la propriu două mâini invizibile pe spatele meu care m-au ridicat în sus și au început să mă împingă ușor de la balcon, să mă împingă pe scări până am ajuns aici în față. M-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și am mărturisit păcatul meu. Și-au pus mâinile peste mine, fratele Joldiș. Și în momentul acela am simțit o eliberare. Am plecat de la biserică, nu parcă cerul era în inima mea. Cerul era în inima mea. S-ar putea să fiți dintre dumneavoastră aici, care în dimineața aceasta aveți nevoie de eliberarea lui Dumnezeu. Poate un păcat, o neveghere. Dar harul pe care îl avem în dimineața aceasta este că îndurările lui Dumnezeu nu s-au sfârșit și bunătățile lui n-au ajuns la capăt. Dumnezeu are puterea și în dimineața aceasta să dezlege orice legătură, să schimbe inimi și suflete radical, să te elibereze, nu știu, de orice influență demonică, pentru că la cuvântul lui, ca demonii leșini, lăudat să fie în numele lui Dumnezeu. Permiteți-mi, dragii mei, să vă ridic în picioare și să mergem înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești omul care ai nevoie de o întoarcere și o rededicare înaintea lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, acolo unde ești în timpul rugăciunii, pleacă-te pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Ca un semn al credinței, că vrei să, ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste viața ta. Ca un semn că vrei să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Ca un semn că vrei să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, sunt aici și vreau să mă întorc cu toată inima la Tine, nu mai am pasiune, dar singurul care poate să aprindă în mine prezența și focul este Duhul Tău cel Sfânt. Poate de mult nu s-a mai coborât prezența lui Dumnezeu peste tine, poate de mult nu s-a mai coborât Duhul lui Dumnezeu peste tine, pentru că acolo unde sângele lui Iisus Hristos curăță, Duhul lui Dumnezeu coboară. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. În timpul rugăciunii, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, pleacă-te acolo pe genunchi. Poate trebuie să-ți dai restart căsniciei tale, a vieții tale, a slujirii tale. Nu știu. Dar mă rog ca în numele lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu să se coboare în dimineața aceasta aici. Prezența lui să o duci cu tine acasă, nu să o lași aici. Și prezența lui Dumnezeu să nu te mai părăsească niciodată. Și ea să pălească în veșnicie, în numele lui Iisus Hristos. Ne rugăm.